Mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației și fac trimitere la faptul că este o conferință de presă dedicată demarării efective a unui nou proiect de dezvoltare pentru municipiul Iași. Este vorba despre achiziția unui nou lot de tramvaie. Sigur, toate vin într-un ciclu de acțiuni care s-a petrecut în ultimii ani și care au ca țintă mobilitate urbană, transportul public eficient și creșterea atractivității transportului public de călători pentru municipiul Iași, pentru călătorii din municipiul Iași. Am să fac așa un scurt istoric, fără să plictisesc, pentru că foarte multe din datele cunoașteți. În partea dreaptă sunt colegii mei care se ocupă de aceste programe de atragere de fonduri europene și de implementare în vederea modernizării transportului public de călători. Este colegul meu Ștefan Chirila alături de echipa domniei sale. De asemenea, colegii de la Compania de Transport Public Iași, prezenți aici cu prezența domnului Cristi Stoica. Partenerii noștri de la compania Bozancăia, prin delegația condusă de către vicepreședintele CEO-ului acestei companii și colegii noștri de la comunicare. Mulțumim foarte mult, cum spuneam, pentru faptul că ați venit alături de noi. Foarte multe lucruri nu vreau să le aduc în detaliu față de ceea ce știți până în momentul de față, doar faptul că și acest program se finanțează din fonduri europene nerambursabile. Diferența o face faptul că nu mai face parte din programele operaționale, ci din Programul Național de Reziliență și Redresare Economică. După cum ați văzut, Comisia Europeană este foarte atentă asupra ritmului în care se consumă banii alocați pe fiecare țară membru. Pe noi ne interesează pentru România ca fondurile să fie consumate cât mai rapid și eficient. Credem noi că acest lucru este vizibil pentru că aceste programe de modernizare a flotelor în municipiile mari, cum este și Iașu, sunt mari consumatoare de sume de bani și care pot aduce și o schimbare foarte rapidă în evoluția orașelor acolo unde ele sunt implementate. De data aceasta am venit cu un nou concept, este vorba despre tramvaiul de 22 de metri, un tramvai care vine să asigure un plus de mobilitate, dar și un plus de randament din punct de vedere economic în utilizarea lui în transportul public de călători. Va veni să acopere, să spunem, diferența dintre orele de vârf și orele din afara vârfurilor de circulație. Va veni să acopere cât mai rentabil partea de weekend și, sigur, să suplinească și celelalte necesități care vin din folosirea celuilalt parc, parcul de autobuze electrice și autobuze cu motoare termice. Totodată, prezența lor, sigur, va scoate din funcțiune un număr echivalent de tramvaie din loturile vechi. Când spun echivalent, mă refer la capacitate de transport, nu mă refer la număr. Pentru că, așa cum vedeți, aceste tramvaie au o capacitate de 168 de locuri în totalitate, 44 în picioare, complet dotate din punct de vedere funcțional cu toată legislația europeană în ceea ce privește accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, mame cu copii în brațe, bagaje. Și sigur, celelalte dotări care țin de siguranță, de la camere de supraveghere interior-exterior, 16 pe fiecare parte, până la elementele anticoliziune cu care vor fi dotate din celălalt program cu finanțare europeană, până la acoperirea numărului 250 de unități de transport la nivelul municipiului Iași. Contractul intră de astăzi, din punct de vedere operațional, pentru că astăzi vom emite ordinul de începere a lucrărilor, a furnizării pentru noi. Valoarea lui este, așa cum se vede pe ecran, de 168 de milioane de lei, aproximativ 34-35 de milioane de euro. Durata până la care trebuie implementată este durata permisă de către Programul Național de Reziliență și Redresare Economică până în iunie 2026. Există o perioadă de timp pentru proiectare a acestei unități de transport, după care se va elabora prototipul care vine spre testare. Testarea se va face în laboratoarele agrementate la nivel internațional, iar produsul testat va fi propus către cumpărător, către municipiul Iași, pentru a fi introdus în uz. După testarea, să spunem, fără călător, urmează cei 500 de kilometri de testare cu călător și intrarea lui în recepție și mai departe furnizarea tuturor celorlalte 17 produse. Nu este ușor, timpul este foarte scurt,
Să nu uităm faptul că tramvaiele, în general, nu sunt produse de catalog de raft, ci sunt produse de nișă, se fabrică pentru client, funcție de cartamentul funcțional al clientului, funcție de celelalte specificații tehnice pe care noi le-am introdus, plecând de la declivități specifice municipiului Iași și, să spunem, celelalte specificații tehnice care s-au introdus în caietul de sarcini. Nu există, să spunem, nicio diferență de abordare față de orice alt produs similar, deci va fi tratat într-un mod identic și principalul nostru scop este ca prin prezența acestor noi loturi de mijloace de transport noi să reușim să decongestionăm traficul. Ați văzut că fiecare program nou de măsuri în modernizarea transportului public a venit și cu un plan de măsuri în restricționarea sau în reașezarea traficului rutier. Toate vor veni la timpul lor. Ce aș vrea să amintesc, că în paralel cu acest proiect deja demarează și contractul pentru achiziția celor 25 de autobuze electrice, care vor fi furnizate tot de un producător turc. Și în felul acesta o să venim în finalul anului 2025, jumătatea anului 2026 cu aceste tramvaie, cu până la 119 unități de transport noi. Noi ne-am lăsat acolo o paranteză, că funcție de economiile pe care le aduce programul, mai putem achiziționa până la 2 tramvaie din acest lot și până la 2 autobuze din lotul de autobuze, suplimentar, funcție de economii și costurile pe care vom avea la sfârșitul acestui proiect. Contractul de finanțare nu are niciun fel de sincope, el derulează deja, își creează cheltuieli, va merge, să spunem, pe tipicul contracturilor cu finanțare prin programul operațional regional și mai mult decât atât, așteptăm cu nerăbdare și deschiderea celorlalte coluri pe programul operațional 2021-2027 pentru a continua procesul de modernizare a parcului. Așa cum spuneam public și cu altă ocazie, nu ne vom putea opri doar din programele operaționale sau programele de reziliență. Modernizarea parcului va trebui să continue și după dispariția lor, astfel încât regia va trebui să aibă în fiecare an, în programul de investiții, minim 2 mijloace de transport de tip tramvai și minim 2 autobuze, astfel încât în permanență să refrișăm parcul cu mijloace de transport noi. Probleme majore în exploatare nu am avut, nici cu parcul polonez, nici cu parcul din Turcia. Să spunem, într-un mod firesc, în ceea ce înseamnă utilizarea unui mijloc de transport, am avut coliziuni, am avut unități în reparații curente, așa cum trebuie făcute la fiecare mijloc de transport. Nu au fost defecțiuni majore. La început, dacă vă amintiți, sincope în utilizarea lui, mai ales în partea de electronică, care este foarte complicată. Până la urmă, toată lumea s-a adaptat și vatman și mecanic, astfel încât să nu mai apară aceste sincope. Vreau să mulțumesc pe de altă parte furnizorului turc pentru lotul precedent, sper să funcționeze la fel de bine și pentru lotul actual, pentru că a înțeles faptul că prezența în Europa nu este una simplă, suntem destul de pretențioși, nu mofturoși, dar pretențioși, adică ne doare de banii noștri, ca să spun așa. Ne interesează să avem un produs de calitate, de lungă durată și care să satisfacă cât mai bine călătorul ieșean. Acest lucru s-a întâmplat și a făcut un modul permanent de mentenanță aici, cu ingineri, cu specialiști aduși direct din Turcia și Germania, ceea ce ne-a ajutat ca de fiecare dată să avem o reacție rapidă, ori de câte ori au fost discuții cu aceste motoare. Au fost și foarte multe, să spunem, teorii aruncate în instant, în partea publică, în analiza instanței publice, în sensul că motoarele nu sunt bune. Ca să fac așa un mic istoric, nu era problema unui motor, ci a unui cablu desprins. Și noi dădeam vina pe motor și multe, multe alte incidente care în cele din urmă au fost analizate cu maximă acuratețe de inginerii de acolo. Eu cred că experiența Iașului este o experiență bună pentru întreaga uzină Bozancaia. Va trebui să vă perfecționați continuu, să preluați, din punctul meu de vedere, și din neajunsurile constatate de noi prin fișele de studiu pe care le-am făcut și să îmbunătățiți din ce în ce mai mult produsul. Să vă gândiți că piața ieșeană este o piață de intrare în Uniunea Europeană unde puteți să deveniți tot mai activi
și prezenți cu un produs de calitate. Așa cum v-am propus și într-o etapă anterioară, poate reușiți să faceți un joint venture aici în Iași și să deschideți o fabrică de tramvaie pentru întreaga Europa, aici la Iași, de unde să puteți interveni cu produs certificat european, fabricat în Europa pentru toată piața europeană. Aș fi foarte mândru să spun că dintr-o experiență a unor furnizări de produse putem deschide o uzină aici. Suntem specializați oarecum de-a lungul timpului în utilizarea mecanicii grele și avem și platforma necesară unde am putea face o fabrică de tramvaie și mă refer aici la Fortus. Sperăm să se întâmple în timp. Nu este obiectul discuției noastre de astăzi, dar pentru mine foarte relevant. Dacă aveți întrebări, după care vom intra la... Dacă nu, o să-i dau după semnare. Bun, perfect. Mulțumesc. Aș vrea înainte de semnare să-i dau cuvântul și partenerului turc. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Sorry, I just know some words. Saygıdeğer başkanım. Değerli primar. Değerli Yaşı Belediyesi çalışanları, proje partnerleri ve değerli basın mensupları. Stimați colegi, stimați participanți. Önce herkesi saygıyla selamlıyorum. În primul rând vă salut cu respect. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Suntem foarte bucuroși să fim din nou aici prezenți. 2019'da ilk projenin adımlarını attığımızdan beri şehre her geldiğimizde daha güzel buluyoruz. Daha gelişmiş buluyoruz ve bunun bir parçası olmaktan da çok mutluyuz. Suntem foarte bucuroși să fim parte a unui proiect pentru că de fiecare dată când revenim în orașul Iași vedem un plus de la primul proiect semnat din 2019 până în prezent. De fiecare dată vedem plusuri în oraș. Hem Yaş şehrini hem de bu projeyi aslında her yerde anlatıyoruz. Bizim için de örnek bir proje oldu. Și pentru noi este un proiect exemplu și este împărtășit atât în Turcia și în celelalte proiecte ale noastre, experiența pe care am luat-o aici. Yeni projeyle beraber eski projedeki zayıf yönlerimizi, eksik yönlerimizi başkanımız ve başkanımızın değerli ekibi ile beraber tamamlayıp geliştirip daha iyi performans gösterdiğimiz bir araçla geri döneceğiz. Şimdiden tüm ekibine, başkanımıza teşekkür ediyoruz ve şehre hayırlı olmasını diliyoruz. La noul proiect vom analiza și vom lua toate aspectele care le-am întâmpinat la proiectul anterior, așa cum a specificat și domnul primar, și cu noul proiect le vom îmbunătăți. Cu ocazia aceasta vă mulțumim și mulțumim domnului primar pentru colaborarea avută. Mulțumesc foarte mult! Okay. Ordinului de începere pentru contractul de furnizare a celor 18 tramvai prin Planul Național de Reziliență și Redresare. Vă transmitem prezentul ordin de începere a contractului de furnizare începând cu data de 4.04.2024. Totul văd că este divizibil prin 4. Să fie într-un ceas bun. It's ours. Thank you. Mulțumim foarte mult. Vă rog să luați loc. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție pe această temă, iar eu ca primar și pe alte teme pe care le considerați oportune. Aceasta este placheta dedicată noului model, Ozancaia Iași 2, să-i spunem. Mulțumim! Mulțumim!
Dacă ne referim la mijloacele de transport public poluante și luăm ca reper orizontul de timp pe care l-ați făcut public, adică 2025 sau prima jumătate a anului 2026, ați făcut o analiză privind reducerea emisiilor echivalente dioxidului de carbon din transport? Da, este o analiză făcută care de fapt a fost obligatorie de la depunerea proiectului, pentru că toată analiza noastră s-a bazat pe numărul de călători și călătorii care, prin utilizarea tramvaielor, nu vor folosi alte mijloace de transport poluante. Din fericire, municipiul Iași, eu cred că printr-o inițiativă înțeleaptă, noi în momentul de față, cu câteva excepții, cea mai mare parte a parcului nostru este compus din 100 de unități de transport Euro 6, practic, să spunem, la cel mai ridicat grad de protecție din punct de vedere a mediului pentru utilizarea unui motor termic. Tramvaiele și autobuzele electrice, despre care nu discutăm din perspectiva emisiilor deocamdată, și un parc foarte redus de mijloace de transport cu Euro 5 și cred că sunt și 2 Euro 4 pe care le folosim în zona metropolitană, să spunem, ca măsură de completare a parcului pentru a putea ajuta cât mai mult celelalte localități din jurul municipiului Iași. Amprenta de carbon se reduce într-un mod semnificativ prin acest program de dezvoltare. Există o directivă publicată, cred că la începutul anilor 2012 și reiterată, prin care tot s-a specificat că toate autoritățile publice vor trebui să-și electrifice sau să ajungă să renunțe complet la amprenta de carbon în transportul public până în anul 2035. Directiva a fost privită așa un pic cu reticență de foarte multă lume. Noi n-am rămas deloc indiferenți asupra acestei directive a Comisiei Europene și am început întregul program de modernizare. Nu cred că, sau poate cineva pregătit dintre colegii mei să spună care a fost programul de investiții în ultimii 10 ani în transportul public, dar vă dau doar câteva informații așa sumare. Parcul de tramvai și autobuze electrice din primele loturi au depășit 106 milioane de euro. Cu ce mai implementăm acum, ne ducem spre 150 de milioane de euro, grosomodo. Cu ce am băgat în linii de tramvai, în modernizarea celorlalte sisteme, în depou 47 de milioane de euro, și investițiile din sistemele antiaccident și anticoliziune în general, ne ducem ușor peste 250-300 de milioane de euro investiți de municipiul Iași doar în modernizarea transportului public. Raportăm la mia de locuitori și la celelalți indicatori pe care putem avea în calcul și vedem care oraș mai poate răspunde într-o asemenea manieră în ceea ce privește investițiile în mobilitate, în transport public ecologic, în transport public în general. Eu zic că am fost prezenți de fiecare dată și într-o manieră foarte constructivă la această provocare privind reducerea emisiilor de carbon. Și până la urmă, scopul este unul complementar. Pe noi ne interesează, pe de o parte, să arătăm lumii că se poate, dar vă spun cu sinceritate și ca un semnal de alarmă. Mai băgăm încă 500 de milioane de euro în transportul public. Până când statul român nu va înțelege că trebuie să ia un plan sau să facă un plan de măsuri, să adopte ceva prin care să nu mai permită intrarea în țară a mijloacelor de transport poluante, efortul autorităților locale privind reducerea amprentei de carbon este unul inutil. Ne vom lovi de un perete de netrecut. Comoditatea, prețul exagerat de mic pentru un mijloc de transport poluant care intră în țară, lipsa unor taxe de mediu corespunzătoare poluării și lipsa controlului privind utilizarea combustibilului fosil nu ajută absolut cu nimic. Noi suntem obligați să mergem pentru că pe drumul acesta că suntem obligați prin directivele europene și prin însăși statutul nostru de autoritate publică, dar trebuie făcut un efort concertat cu restul lumii. Bolile cardiorespiratorii nu vor scădea dacă nu va înțelege statul român că toate milioanele, miliardele de litri
de motorină și benzină care se ar pe teritoriul României în fiecare an ajung în plămânii românilor. Nu va scădea. Degeaba ne mințim și ne furăm căciula. Muncim, dar trebuie să facem ceva la nivel global, la nivelul teritoriului României, pentru că, așa cum spuneam, parcul auto a crescut la peste 144.000 de mașini înmatriculate fără tranzit, de circa 80.000 de mașini pe zi. Gândiți-vă că fiecare dintre ele are un consum minim de 7-8 litri de benzină motorină la 100 de kilometri. Deci toate astea ajung în atmosferă și contravin foarte, foarte mult cu celelalte măsuri pe care le luăm noi ca autoritate locală. Eu nu mă refer la faptul că nu trebuie să fim toți bogați și plini de confort, dar trebuie să ne gândim în primul rând la politica de sănătate. Dacă nu plecăm de la această premisă, o să fim un popor bogat, dar bolnav. Și cred că mai degrabă ar trebui să fim un popor bogat, nu bolnav. Da, dacă mai sunt întrebări. Achiziția de tramvaie se oprește astăzi, odată cu semnarea contractului, tramvaie noi, odată cu semnarea contractului cu Bosnasa, firma turcă? Din punctul de vedere al resurselor alocate pentru bugetul anului în curs, această achiziție este achiziția anului 2024, cu desfășurare pe 2 ani de zile. E un program destul de intens, pentru că furnizarea pachetului de 18 tramvai în 2 ani de zile nu prea este la îndemâna oricărui furnizor. Așa cum spuneam, procesul de fabricație pentru un tramvai, toți inginerii știu despre ce vorbesc, este unul complicat, pentru că este un, să spunem, fiecare tramvai este un produs unic. Unic în adevăratul sens. Este ca la producția de avioane. Poți să fii marele Boeing, dar fiecare produs a tău este un produs unic, pentru că el se comportă ca un produs unic. Și, sigur, după anul 2026, așa cum spuneam și într-o altă emisiune publică, și compania și autoritatea publică trebuie să-și facă o rezervă financiară pentru a continua programul de modernizare a parcului, dacă nu mai apar și alte resurse. Dar vor mai apărea, pentru că se mai prognozează acest program operațional 2021-2027, care se derulează timid, dar sperăm să se accelereze, și se mai prognozează încă un program de coeziune post-Ucraina, care va trebui de asemenea să-l implementăm și să vedem cu ce notă va veni. Pe acest traseu sunt convins că transportul public, reducerea amprentei de carbon, creșterea mobilității și dezvoltarea centrelor urbane împreună cu zonele metropolitane vor fi prioritare și vor permite în continuare cumpărarea de mijloace de transport. Veți mări numărul mijloacelor de transport public accesibile și bicicliștilor? Sunt destul de puține. Accesibile și bicicliștilor? În interior sau în exterior? Adică să intre cu bicicleta în tramvai, când nu mai pot merge. Din păcate, copiii, adulții. Uneori o mai fac. Nu e de fiecare dată favorabil biciclistului o astfel de întâlnire. Sigur, bicicleta este un mijloc de transport alternativ la care eu țin foarte mult. Și aici, România nu știe să ia taurul de coarne. Bicicleta este mijloc de transport alternativ atâta timp cât noi ne dorim lucrul ăsta. Dacă o ținem izolată pe o pistă de biciclete într-un loc în care nu se poate construi și în orașele mari, de regulă, n-ai să ai accesibilitate pe bicicletă peste tot, mereu va trebui undeva să o ia în spate, dacă nu-i dai voie să vină pe partea carosabilă. Locul bicicletei, a mopedului, este alături de mijlocul de transport în comun. Legislația românească ar trebui să înțeleagă cât mai repede acest lucru și sunt convins că numărul de accidente va fi mai mic. Lăsându-l să se miște haotic peste tot și aproape neînțeles de niciunul dintre ceilalți participanți la trafic, de aici avem și incidentele cu accidente între biciclete și alte mijloace de transport. Bicicleta trebuie să stea pe stradă dacă vrem să o folosim ca mijloc de transport alternativ, dându-i locul ei și asigurându-i mijloacele de siguranță necesare. Veți lua în calcul și condițiile meteo extreme pentru a asigura faptul că tramvaiele vor circula fără prea multe incidente cum au fost în această iarnă? În această iarnă n-am avut decât o singură sincopă. Mă refer la 3 zile de ninsoare în care tramvaiele au avut fel și fel de probleme. Să vedeți ce a pățit norvegienii din cauza asta.
Eu zic încă a scăpat ieftin. Să știți, acum o spun din experiență, tramvaiul este cel mai sigur mijloc de transport public de călători de suprafață. Altul mai sigur decât acesta nu găsiți. În subteran, e ca în subteran, acolo deasupra poate să ningă, poate să plouă, la ei situația este identică. Dar pentru suprafață, mijlocul transport cu tramvai este cel mai sigur. Sincope au fost, e normal, în regim de iarnă, nu au fost probleme majore cum am avut la transportul auto, care sigur într-o tramă aglomerată și pe un fond de așternere a zăpezii într-o grosime foarte mare a creat probleme, plus că acumulatorul electric de pe mijloacele electrice nu duce cum duce cablu fir contact. Acolo forța rămâne constantă, depinde doar de wattman să-și adapteze ținuta de mers astfel încât să nu se oprească niciodată. De el depinde. Pe când la autobuz depinzi de acumulator. Eu sunt un fan al transportului electric cu autobuzele, aștept revoluția acumulatorilor și bănuiesc că nu va veni foarte târziu, dar ceea ce trebuie să înțelegeți și vă rog să o luați ca un lucru de atare. Următoarea linie pe care vom aplica, aplicăm pentru un mijloc de transport cu hidrogen. Deja am depus o documentație pentru o stație hidrogen pe care vrem să o instalăm în municipiul Iași în vederea asigurării alimentării viitoarelor mijloace de transport. A fost un program deja lansat. Hidrogenul a intrat destul de activ în mobilitate și sperăm să venim și noi cât mai repede cu primele mijloace de transport cu hidrogen. Care este diferența dintre hidrogen și electric? Foarte simplu. În loc de acumulator, ai butelie cu hidrogen care îți creează electroliza și curentul electric care îți generează motorul electric. Prin urmare, eu cred că acolo va fi viitorul, va fi o bătălie mare între electric și hidrogen, pe care o va câștiga de departe hidrogenul. Mergem în continuare această etapă. Am discutat cu producătorul autobuzelor electrice, care ar fi costurile pentru a face o conversie la un moment dat de pe hidrogen pe electric. Foarte simplu. Se debranșează partea de acumulator, care acum în momentul de față este în partea inferioară a autobuzului, se branșează un sistem de containere pentru hidrogen, sistemul de electroliză care este mai mic decât un televizor dintre ăsta de mici dimensiuni, un Venus de pe vremuri, și faci conversia fiecărui mijloc de transport electric în momentul de față. Luați în calcul reintroducerea troleibuzelor? Nu. Nu, pentru că troleibuzul n-ar permite o fluență traficului așa cum permite în mobilitate un autobuz. Există o singură analiză pe care noi am făcut-o pe splaiuri pentru a face un inel de circulație pe splaiuri între podul de piatră și podul Sfântul Ioan cu troleibuze, dar gândiți-vă și vă rog frumos să analizați ce se întâmplă la ora de vârf. Când se urcă Copoua acum, la orele de vârf, avem 3-4 tramvai urmate de 3-4 autobuze care toate urcă încolonate către Copou și coboară. Gândiți-vă să mai apară și câte un troleibuz pe acolo care iarna, după ce se pune un strat gros de gheață, să-i sară câte un contactor, ceea ce de altfel nu se mai întâmplă uneori și la tramvai. Știți foarte bine că se acoperă firul contact cu gheață și ne vine destul de greu până când patina asta nouă cu grafit reușește să combată patina veche cu oțel și cupru. Prin urmare, nu este ușor cu troleibuzele în clima noastră, așa încât nu ne-am luat în calcul o asemenea opțiune. Înțelegem că Rareș Bogdan, colegul dumneavoastră de partid, va lăuda tramvaiele pentru că l-ați plimbat probabil cu un tramvai modern, dar întrebarea mea este, de ce credeți că transportul public nu este în continuare foarte atractiv pentru ieșeni, astfel încât să-și lase mașinile în parcare? Deci vedem tramvaie noi, autobuze noi, cu toate astea ele rămân blocate în trafic între mașini. Mulțumesc. E o chestiune de timp. E o chestiune de timp pentru că obișnuința este cea de-a doua natură. Toți suntem absolut convinși de faptul că trebuie să renunțăm la motorul pe combustibil fosil pentru că poluează, că este foarte bine să faci cât mai mulți pași, că este bine să folosești pe cât posibil bicicleta, dar toate astea să se întâmple celorlalți.
Eu când trebuie să mă duc să iau pâine și să duc gunoiul, mă sun într-un BMW care are 3,5 litri, este foarte comod, foarte bun. Mă scuzați, mă așteptam să enumerați avantajele utilizării transportului public. Dacă nu, sunt. Da, mă refeream la motive, motivele neutilizării, că de acolo se înțeleg celelalte. Deci traficul se aglomerează în primul rând din comoditatea și confortul pe care l-a creat utilizarea exagerată a vehiculului proprietate personală. Pe de altă parte, competiția dintre tramvai, autobuz versus parcul privat, de orice formă se află el în trafic, este una care nu e favorabilă mijlocului de transport în comun. Calea de rulare, chiar dacă este interzis, este aglomerată în permanență cu multe mașini și ar trebui să fie eliberată în mod automat la trecerea tramvaiului pe dânsa, așa spune regulamentul rutier. Mai sunt încă foarte multe elemente legate de conduita în trafic și de utilizarea, să spunem, exagerată a ceea ce ai acasă. Asta se face doar prin politici publice la nivel național. Am mai spus-o și o să o repet de foarte multe ori. Impozitarea progresivă a celor care dețin a doua și a treia mașină. Impozitarea nu după capacitatea motorului, ci după nivelul de poluare pe care îl creează mediului. Impozitarea funcție de vechime și scoaterea din uz a vehiculelor este calea prin care putem să avem un transport public fluent. Asta se va întâmpla când statul va înțelege că prin politici fiscale, politici de mediu și celelalte politici pe care le poate avansa, ajută autoritățile publice ca să aibă transport public de calitate. Nu putem cere același lucru în Târgu Frumos, cum îl putem cere și trebuie să-l cerem în Iași, pentru că aici noi mai avem de transportat și 60.000 de studenți care vin permanent în municipiul Iași și 56.000 de elevi care sunt permanent în municipiul Iași, o altă situație față de ce se întâmplă în orașele mici, mai ales în orașele neuniversitare. Mulțumesc. A question for our guest, yes? What is the feedback regarding how your 30 meter traps behaved till now? Feedback from Iași. I think it's good that we had chance to bid for the second tender and the project. I think this is not our product. This is common product that we developed with Yash technical team. So, of course, we have big advantages. This is designed for especially for City Yash. What it's needed here, and there were thanks to technical team, there were very good technical specification. Each points are were fixed, but of course, this is a product. There can be some weak points. Now we got. Okay, the positive things on our pocket, but we got now weak points of this design. Now we are developing and making strong these weak points with new design, with new project. So I think feedback is close to positive side. Thank you. Mulțumim. Dacă mai aveți întrebări? Se pare că nu. Sincroane. Mulțumim foarte mult. Mulțumim.